Preamărit să fie Domnul Iisus! Amin! Frați scumpi și surori iubite și scumpe în Domnul, mă prezint și eu înaintea dumneavoastră ca unul care îmi zicea fratele Viteaz, dar așa de viteaz că trebuie să mă mai ajute câte cineva să urc câte o treaptă. Dar îl măresc pe Dumnezeu că El m-a ajutat treaptă cu treaptă. Amin. Și an cu an, până aici, cu adevărat un Ebenezer. Glorie Domnului. Mărit să fie Domnul Iisus Hristos. Amin. Am început sfânta calea pocăinței printr-o împrejurare pe care o știți, v-am mai spus-o, când aveam plan să fugărim pe pocăiți. Dar știți, fiecare pește are o pretenție la mâncare. Pe unul poți prinde cu o râmă în cârlig, pe altul poți prinde cu o boabă de cucuruz, pe altul poți prinde cu o muscă. Nu pe toți peștii poți prinde la fel. Eu am fost plin de mânie și Dumnezeu m-a prins cu mânia. Și anume cum? Eu fiind rău împotriva pocăiților, a creat un cadru în care mulți băieți, vreo 16 la rând acolo, mereu hăuind, pânsat să fugărească pe pocăiți. Și asta mi-a plăcut, altfel nu merem la pocăiți, Doamne ferește, socoteam spurcați. Dar când am ajuns acolo, cu momeala asta m-a atras Dumnezeu până acolo, acolo a găsit un pescar, Mircea Pavel, care a ieșit, m-a prins și m-a băgat în adunare. Și atunci, prima dată, am auzit vorbirea în altă limbă, de care s-a vorbit și care e o minunăție. Dar nu e o minunăție să o vorbești într-o zi sau două, ci să o vorbești și noaptea în somn, și ori de câte ori te pui și te rogi, să vezi că se manifestă. Și dacă Domnul îți dă darul vorbirilor în felurite limbi, la fiecare rugăciune ți se schimbă vorbirea în altă limbă sau în aceeași rugăciune de două, trei ori se schimbă. Și asta e o minunăție, tu nu știi ce vorbești. Dar Dumnezeu, care o dat Duhul Sfânt, apoi Duhul Sfânt știe și știe să mijlocească pentru noi cu cuvinte negrăite sau mai bine înțeles, neînțeleasă de noi. Cum ați auzit? Multe aș putea să vă spun, dar mă opresc aici cu asta. Aș dori altceva să vă spun. Un predicator care se dedică Evangheliei trebuie să fie însoțit de Duhul Sfânt. În felul acesta, prin har, cum știți că v-am mai adus și cărți și le știți că spusă și pe internet și așa, prin harul Domnului din tinerețe, cel puțin de la 17 ani am început și am înființat biserici în sate în care nu era. Nu aveam cu mine un ortac, nu aveam cu mine un cântăreț, nu aveam cu mine cineva. Mă rugam cu lacrimi în fiecare loc unde era posibil să mă pui jos, pe dealuri, pe văi, unde eram. Și Duhul Sfânt lucra. Și așa, să știți, biserica se mulțea cu ajutorul Duhului Sfânt. Teologiile-s bune, școlile-s necesare în zilele noastre, dar fără Duhul Sfânt nu prea ai rezultat.
Doamne, ajută-ne la toate astea. Acum e vorba să vorbim despre boală. Cam câți de aici sunteți bolnavi, aveți o suferință în trup? Puteți ridica o mână să vedem așa, cam câți sunt? 2, 3 sau câți sunt? Între surori, nu-i nimeni? Păi ridicați-o să vadă mâna aia. Doamne, fii slăvit! De ce sunteți bolnavi? Fiindcă și ca să ridici mâna, te sfiești gândindu-te ce ori crede ăștia, cine știe ce am păcătuit de îți bolnav. Fiindcă așa se concepe între pocăiți, o, l-a lovit Domnul, e bolnav acum. Dar oare chiar așa să fie? Domnul stă așa cu bâta după tine și îți dă după cap când face o poaznă care nu trebuie? Eu nu cred așa. Nu știu cum credeți dumneavoastră. Dar vom lua câteva cazuri, așa, și vom lua, de exemplu, pe orbul din naștere, scris în Evanghelia lui Ioan, în capitolul 9, să citim ceva și poate pune și pe ecran ca să vedeți o pictură și în felul ăsta să ce vezi cu ochii și auzi cu urechile să întipărește mai bine. Voi citi doar un singur verset, dar în Evanghelia lui Ioan începe cu versetul 1. Eu voi citi numai versetul 3 din 9. Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu, fie slăvit numele Domnului. Vedeți acum ceva? Nu numai pentru un păcat poate să vie boala peste tine, ci un plan al lui Dumnezeu te poate băga într-o boală fiind fixată un ceas, o zi, un moment în care să se slăvească Dumnezeu prin asta. Și fie ca momentul ăsta să fie astăzi în convenția aceasta. Harul lui Dumnezeu să se arate și să fii vindecat. Orice ce boală ai avea, că nu contează dacă e o boală grea, dacă e o boală mai simplă sau dacă e o boală incurabilă sau e o boală doar care îți trece cu un aspirin sau cu nu știu ce. Dumnezeu vindecă boale. Amen. Mărească-se numele Domnului. Și eu am văzut așa ceva pentru că de multe ori și în multe locuri Dumnezeu a vindecat boale. Am văzut băiat la 11-12 ani care n-a umblat niciodată și în fața mulțimii părinți nepocăiți, dar a auzit că vine cineva și că se roagă pentru bolnav și copilul de acasă îi spune la tată să eu astăzi umblu. Și zicând așa, părinții s-au decis să vie cu el la adunare, asta era în Luncani. Și eu mă grăbeam să plec, dar n-am putut pleca, că s-au adunat foarte multă lume. Și când a fost să a ridicat sticluța cu un de lemn, cine e bolnav și vrea să fie uns cu un de lemn, de lângă ușa asta de aici, o mamă a răjit odată de a speria pe toți. Și a luat-o la fugă până în mijloc și de acolo a venit târâind pe băiatul ăsta și l-a așezat înaintea mea pe stejul ăsta așa.
aici l-am prins eu de mână ca să-l țin un pic sus, cât să putea așa. Și am întrebat pe femeie, dar de ce ai strigat așa? Eu vreau copilul meu să fie uns întâi cu un de lemn. Dar ea nu era pocăită, nu mai fă la pocăiță. Era de prin Cluj, de undeva, și a venit la neamuri, fiind sărbătoare. Și m-am rugat, l-am uns cu un de lemn și ținându-l de mână, în numele lui Iisus, pășește. El a făcut, e mâna, eu singur vreau să umblu. Și am luat mâna de pe el și el ca o pasăre se tot proptea așa în mâini. Și la un moment dat, a mișcat un picior și mai a mișcat elălalt, până când a început, apoi a mers dintr-o parte până în cealaltă. Au fost persoane care și pe burtă s-au pus ca să proslăvească pe Dumnezeu. Și acolo era o altă femeie cu un cancer la sân. Și Dumnezeu a vindecat-o și pe aia și partea de carne putrădă a căzut și ea acum a arătat peptul care era fără decât o rană, dar și aia era nu roșie, era așa vinețâie, opălit, nu mai ieși sânge de acolo. Că Dumnezeu vindecă, mărească-i să numele. Am văzut demonizați prin care diavolul vorbea prin ei, discuta cum ai discuta cu orice om. Așa discuta diavolul din ei. Dar Dumnezeu și-a arătat slava și a alungat demonii și oamenii au fost eliberați. Mare putere are Dumnezeu. Vedeți, dar o boală nu numai pentru un păcat, dar se poate întâmpla și așa. Cunosc un om și cu fratele Andrei, preiubitul nostru, păstor în Domnul aici pe pământ, care îl distruge o boală și mai mult gândurile și așa. Dar fiind întrebat, măi, dacă Dumnezeu chiar vindeca pe tine, tu ai mai face ce ai făcut? Să poate că aș mai face. Nu, atunci stai așa. Însemnează că Dumnezeu în adins te pune într-o boală ca să te ție pentru veșnicie. Și nu contează atunci trupul ăsta care șașă îi țărână, ci contează șlaifuirea sufletului. Se poate întâmpla, deci și pentru păcat, să fii lovit cu o boală. Dar revenim la Iov. Iov n-a păcătuit. Puteți privi acolo așa în ce hal să găsea Iov și cei trei înțelepți prieteni ai lui au venit să-l vadă. De prima dată au amuțit și au stat zile și nopți muți, n-au putut zice nimic. La urmă s-au obișnuit cu vaietele lui, s-au obișnuit cu cioburile rupte din oale, cum vedeți acolo pângă el, scărpina pielea și bubele. Am văzut două persoane în viața mea lovite de așa boale de bube. În schimb, pe tot trupul nu era decât boale. La unul era zgrăbunțe așa mai mari. Dar la unul era răni, așa, și numai tot rupea cojile de pe ele. Vai și amar, ce chin!
și că îl mânca, și că îl ustura, și că îl durea. Și mi-am adus aminte de Lazar și bogatul, cum stătea el afară și câinii îi linge rânile. Iov n-a păcătuit, dar de ce a fost lovit cu boalele astea așa de crunte și cu așa mari pagube? Ați citit în cartea lui Iov, nu? Păi dacă luați de la versetul 1 în jos până aici așa, veți vedea o întâmplare grozavă. Că n-a pucat să iasă ăsta din casă și intră altul cu altă veste mai grozavă. N-a pucat să iasă ăla, intră ăla cu altă veste mai grozavă. Într-o singură zi, tot ce a avut, a pierdut. De ce? Că n-a păcătuit. Știți care a fost motivul? Că Dumnezeu s-a lăudat cu el înaintea întregului congres ceresc. Toți fiii lui Dumnezeu au fost la oaltă, acolo, și între ei a venit și Satana. Vedeți bine? Satana e satană, dar e și obraznic. A venit și între fiii lui Dumnezeu. Și când l-a văzut acolo, Dumnezeu l-a întrebat, de unde vii, Satanul? Păi eu viu de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Mi-aduc aminte în Timișoara un pastor bun, fratele Ștefan ăsta, după ce am terminat predica, hai să te rogi pentru bolnavi. Și o trebuie să schimb cămașa, că am fost o tapă. Și el, hai, lasă-mă, mă, să mă închei odată la cămașa asta. Când colo zice, uite aici, asta e un prieten bun am eu, să te rogi pentru el. Eu mă uit așa în ochii lui, tu ce vrei, mă? Păi, eu vreau să-mi faci ungerea. Dar tu nu ești pentru ungere, mă. De ce? Tu ești demonizat. Fratele Ștefan face ochi mari și cu ăsta-l-alt, cu pastorul ăsta-l-alt, face ochi mari. Frate Hozan, lasă-l, mă, să spună el. Dar el imediat strigă, în curând veți vedea că eu una pe tot rotogolul pământului. De n-o băgat o frică în ăștia. Diavolul tot și acum umblă pe tot rotogolul pământului. Și adesea ori câte cineva îi lovit în astea, dar fără pricină a păcatului poți fi lovit. În schimb, atunci când tu stai bine, 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 cum zice tot în Iov, capitolul 22 cu 21, împrietenește-te dar cu Dumnezeu. Deci dacă ești un bun prieten al lui Dumnezeu, prietenia ta cu Dumnezeu, sfințenia ta trebuie testată. Și atunci poți să cazi într-o așa stare sau într-o așa boală, dar fie ca astăzi și așa boală să fie alungată de către puterea Domnului prin Duhul Său cel Sfânt, care poate face minuni, slăvit să fie Domnul. Scumpii mei, suntem aici pentru o slujbă acum, la terminarea acestui program, de a ne bucura de prezența Harului lui Dumnezeu. Există și un alt caz. Deci odată este că n-ai păcătuit,
Dar Domnul te pune la o încercare să-și arăte slava. Fii atent atunci să nu cârtești. Apoi, se poate întâmpla la fel că ești cerut la o probă. Fii atent atunci când despre Iov se zice repetat. Cu toate acestea, Iov n-a greșit cu gura lui, n-a vorbit rău, nimic. Glorie Domnului! Dar se poate întâmpla și altceva. Vom citi din Galateni, capitolul 4, cu versetul 13 și 14, despre Apostolul Pavel. Dimpotrivă, știți că în neputința trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Dimpotrivă, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe Iisus Hristos însăși. Vedeți acum și această pictură, bătrânul Pavel scrie la cărți, dar și vorbea unde avea ocazia, măcar că părerea mea proprie, de exemplu, asta nu-i scris în Biblie, dar părerea mea proprie e că Pavel a avut cancer. După expresiile Scripturii, întâi și întâi el se vaietă de un țăpuș în coastă. Deci, o bubă, o durere. După aceea, spune de un sol a satanii care îi mâncă carnea. Apoi, sola satanii cancerul, el mâncă carnea la oameni de vii. După aia, aici, se vede că cancerul a făcut o metastează vizibilă undeva, la gât, la față, de vedea tot și putea să fie o ispită pentru cei care vedeau. Părerea mea e atunci și sprijinită pe cartea Ovadis Domino, unde Venicius, unchiul împăratului, participă la o adunare unde sosește Pavel. Și el fuge și îi spune la unchiul său: unchiule, am văzut pe Saul, la care îi se zice Pavel, a cărui cuvânt zguduie lumea și găcește gândurile la oameni. Venea cu fața ascunsă în leverul hainei, pentru că era rană acolo, dar miros greu. Cancerul și de nu e rupe undeva afară, tot omul miroasă a mort. Dar dacă e rupe undeva, păi face un miros grozav. E acum pe ăsta de ce? Și știți, spune el că s-a rugat la Dumnezeu de 3 ori și Domnul nu l-a ascultat. El o vindeca pe alții și cu batiste și în tot chipul, trecând pe drum, o vindeca pe alții. Dar pe el Domnul nu l-a vindecat. Și Domnul i-a spus doar atâta: Pavelei, fii mulțumit cum ești. Păi de ce? Harul meu în slăbiciuni se desăvârșește. Deci, nu cu fală, nu cu alai, nu, în slăbiciuni. Așa că în slăbiciunea asta în care eu am îngăduit să fii, eu fac semne și minuni prin tine și Evanghelia vestită de tine va fi Evanghelia care va sta la judecată în fața tuturor. Că așa a zis el, Dumnezeu va judeca lumea după Evanghelia mea, pentru că el a vestit o Evanghelie de plină. Glorie Domnului! Nu știu acum din ce motiv ești, mă tale, care mă asculți, bolnav. Și nu știu ce boală ai, dar un singur lucru l-am văzut de multe ori
și doresc ca Domnul să arate și astăzi aceasta, adică să vindece pe bolnavi. Amin. Să vindece pe bolnavi. Amin. Și ne ridicăm în picioare, frate, da? Așa că cei care sunteți bolnavi, veniți pe la păreți ca să puteți merge pe coloarul ăsta din mijloc. Și cum va zice fratele, unul va face ungerea, ceilalți vor face poartă, față în față, doi cu doi, lipiți de scaune și bolnavii trecând, fiecare să pună mâinile. Am văzut lucrători care numai așa fac. Mă, dar pune mânuța ta acolo, mă, tu ești autorizat. Tu ești un sol a cerului între oameni. Păi fii bărbat, mă, fii tare. Pune mâna, dar pune inima și gura și slăvește pe Dumnezeu. Glorie Domnului Iisus Hristos!